să fie scos în afară legii, fie, să fie interzis să participe la următoarele alegeri parlamentare. Vreau doar să vă întreb. Nu este vorba despre partidul ușor. Cum un partid politic poate fi scos în afară legii sau să fie interzis să participe la alegeri? mai multe proceduri, una dintre care este neconstituționalitate, recunoașterea ca fiind neconstituțională a unui partid. Bine, noi ne amintim după declarația de stat capturat, au fost foarte multe discuții în privința Partidului Democrat, dacă nu ar trebui să fie înaintată o sesizare, dar să a mers pe calea Păi nu, s-a mers pe calea inclusiv cu susținerea partenerilor dezvoltare care spuneau că totuși trebuie să meargă pe o cale democratică și uite, Partidul Democrat a spus că calea democratică este ca noi să ne autoporificăm și atât îi merg prin procedura asta de autopurificare ajanță legătă. Se numește când exclud factorii nocivi din cadrul partidului și se asanează. Cum pe cale democratică un partid poate să nu fie admis la Domnul Popșoi, eu sunt membru a unui guvern, unui exercițiu, vă Păi, păi dar dumneavoastră încercați iarăși, dumneavoastră încercați să spuneți la toți etichete, asta e acolo, asta acolo. lucrează astăzi pentru Dodon și au lucrat până acum pentru Dodon. Numai la noi, în Republica Moldova, există partidii care timp de 10-15 ani n-au făcut niciun congres, n-au adunat, s-au declarat 25 de ani în urmă și nimeni nu se mai interesează și mai departe. Eu vreau să vă spun că în România, România Mare a fost ștearsă din cum se cheamă, din registru. Din registru. Din, registru, din cauza că nu și-a ales corect delegația la Congres. Mă închipuiți? Au petrecut Congresul, Ministerul Justiției a verificat și au constatat că n-au fost ales corect uh, uh, delegații la Congres. La ASP întrebările. Da. La, la și au fost, fost, fost dar noi avem partide politice. Concret. Nu. De care vreți? Care este calea democratică ca un partid să nu fie admis să participe la alegeri? Nu mă duceți acel exemplu din 2014 când pe calea democratică cecul, da, noi s-a adresat -a, în instanță. dar da, asta nu, și nu e. Care este calea democratică? Mm? Depinde ce se Excluderea sau radierea din registru, lichidarea partidului, sunt o serie de proceduri. Eu nu știu la ce se referă eu un general. Eu am spus despre întrezicere prin lege. Eu am spus despre prin Păi există procedura eu, de declarare neconstituțională. Nu să vă lămurească. Nu a vrut să spun. De ce și-o întreb pe Nu, dar asta sunt speculații. Un Dacă un partid încalcă legislația în vigoare, atunci el poate fi pidențat. Dacă este dovedit că e finanțat de legal, este o încălcare suficientă ca să fie dovedi suntem prost Moldova. Da, da, Anfang, în Moldova. Deci, dar dacă va fi dovedit, poate fi, poate fi scos. Eu nu cred că asta e discuție pentru emisiunea noastră de astăzi.